Lunar ne discutăm o temă la Muziul Terapiei pe non-ficțiune. Eu le coordonez aceste întâlniri. De data aceasta am invitat pe Emanuel Modoc. E o surpriză plăcută pentru mine. Recunosc că am aflat destul de recent despre existența ta de la Ștefan Badiu, căruia îi mulțumesc. Am căutat cartea, am găsit-o. Asta este Internațional a periferiilor, rețeaua avangardelor din Europa Centrală și de Est. Sunt pasionat de, nu sunt specialist în domeniul, Doamne ferește, sunt pasionat de avangarde, nu știu cât de cât cunosc zona din fostul spațiu soviet, ceva de grăbată din Rusia, ceva din România, nu știam aproape nimic sau foarte puțin despre Europa Centrală și de Est și pentru mine a fost o descoperire foarte plăcută. Și mai ales că am descoperit, m-a surprins că ești născut după 92, nu credeam că există cercetători născuți după 90. Felicitări pentru carte, mi-a plăcut, am rămas surprins plăcut, am aflat o mulțime de lucruri despre care habar n-aveam. Am doi invitați în afară de autor, pe Ștefan Badiu și Lenicu Bolas, cred că am zis bine, Bolas, mai aveam ceva prieteni în Bolas pe Cluj. Ambii, mă rog, am înțeles că Badiu mai puțin și pe zona avangardei, dar o să-mi explice metodologic că se pricepe bine școala de la Cluj. Bun, începem. Nu avem o regie. Propun, dacă nu te superi, Balázs, începem cu tine. Tu ești mai în temă, cunoști mai bine subiectul, am înțeles. Așa că poate ne spui câteva cuvinte despre tine. Eu personal recent am aflat despre tine, așa că și pe urmă ne îndreptăm pe carte. Ok. În primul rând aș dori să-l felicit pe Emanuel pentru această carte excelentă din punctul meu de vedere. Pot să remarc prima dată că deja un capitol al acestei cărți poate fi citit și în ungurește în numărul din februarie din Corunc, un capitol despre pictopoezie și vizualul în avangardele astea central-europene. Eu însumi mă ocup mai mult de avangarda maghiară, în primul rând, și apoi pe rețelele suprarealiste, mai ales după cel de-al doilea război mondial, așa că expertiza mea intervine mai mult pe această zonă legată de această carte. Și aș mai face referire și la această carte, o ediție de Paul Păun, care cred că s-ar cuveni să fie lansat într-un asemenea cadru. Iarăși, Emanuel are o contribuție esențială la această carte. Trecând la cartea propriu-zisă, eu aș aprecia, în primul rând, că această carte este mai degrabă o carte de meta-istorie literară decât de istorie literară și am să încerc să explic un pic de ce. Pentru că partea cea mai pozitivă a acestei cărți vine pe fondul propunerilor, sugestiilor metodologice, adică baza teoretică care se suprapune pe acest material al avangardelor central și est-europene. Și aici, sigur, dacă am privi cartea din partea istoriografiei literare propriu-zise, atunci am putea discuta tot felul de chestii care au rămas pe din afară, nu știu ce, dacă a fost discuția exhaustivă și așa mai departe. Însă aici cred că partea de față nu propune așa ceva, propune să fie inovator din punct de vedere metodologic, să lanseze noi idei în cardul cercetării avangardelor. Și rezultatele care se văd în această carte sunt o mostră, din punctul meu de vedere, a ceea ce ar putea deveni. Deci dacă pornim pe urma acestor idei lansate de Emanuel Modoc, unde am putea noi ajunge? Și, sigur, eu prevăd aici mai multe cărți de Emanuel Modoc pe zona asta cu metodologia respectivă. Care ar fi punctele forte ale cărții din punctul meu de vedere? În primul rând, aș remarca disponibilitatea de a ieși din tiparele și tradițiile istoriografice literare românești. Cred că asta e foarte clar, va fi foarte clar pentru toți cei care vor citi această carte. În ce direcție iese această carte din istoriografia literară? Se bazează mult pe ideile lui Pascal Casanova și Pierre Bourdieu, adică ideea asta de luarea în serios a tuturor periferiilor, dincolo de tot ce se află în centru, perifericul devine cumva mai interesant în această carte, pe urma acestei metodologii. Apoi, a doua palieră este Digital Humanities, care, sigur, are deja produce rezultate foarte interesante, mai ales, cred, legat de futurism și Marinetti. Asta este unul dintre capitolele preferate de mine din carte. Și metodologia World Literature Studies, iarăși, un alt aspect inovator al acestei cărți. Se știe că în ultimele 5 ani, să zicem, această metodologie a pătruns într-o oarecare măsură în critica românească, dar aici vedem totuși ceva nou legat de chestia asta. Apoi, alt punct forte ar fi folosirea unei bibliografii internaționale recente, ceea ce nu e cazul în toate cărțile critice de istoriografie literară românească. Și, în al treilea rând, cred că luarea în serios a tuturor interferențelor acestea din zona Europei Centrale, iarăși produce rezultate foarte interesante. Dacă am vorbit despre punctele forte, să încerc să problematizez câteva aspecte, mai ales o să încerc să le formulez într-o formă de întrebare. Poate Emanuel va dori să elaboreze un pic pe aceste teme. Deci, una ar fi chiar ideea de Europa Centrală. Sigur, aici am remarcat în carte câteva aspecte care mi s-au părut polemice, adică Emanuel Modoc polemizează într-un fel cu anumiți autori, de fapt, care au scris despre unele probleme. Aici am observat o polemizare cu grupul a treia Europa de la Timișoara, deși nu cred că este cu totul diferit ideea de Europa Centrală din această carte față de al timișorenilor Adriana Babet și alții. Poate comentezi un pic pe chestiunea asta. Apoi, o a doua problematizare ar fi legat de expresionism. În unele capitole apare expresionismul ca inclus în rândul acestor avangarde, alteori apare numai futurismul, constructivismul, suprarealismul și dadaismul. Dacă un pic ai explica această chestie, m-ar interesa foarte mult. Și apoi o a treia observație ar fi, aici mă refer mai mult pe bibliografia legată de avangarda maghiară. Am observat că nu se reflectă foarte mult în carte pe bibliografia, diferențele, de fapt, între istoriografia artei, deci bibliografie de istoria artei și bibliografia de istoria literară. Și în timp ce în cazul avangardei românești mergi mai mult pe istoricii literari, scriind despre avangardă, am observat că în cazul avangardei maghiare în bibliografie intră foarte mulți autori de istorici ai artei. Ajung acum la finalul a ceea ce voiam să spun. Deci, care ar fi rezultatele, care ar fi capitolele mele preferate din carte? În primul rând, Digital Humanities și Marinetti, am zis deja că m-au cucerit, deci e foarte concludent că prin metoda asta poți să arăți că, de fapt, și cantitativ Marinetti este foarte important în această perioadă în România. Apoi mi-a plăcut foarte mult acel capitol despre vizual, pictopoezie și așa mai departe. Tot așa, capitol despre avangardii regionale cu activismul, poetismul, integralismul și, în fine, analiza relațiilor dintre Zburătorul și Unu. Cred că aici, în aceste capitole, într-adevăr, s-a produs și... Deci ai pătruns mult dincolo de metaistoric și ai ajuns deja și la istoria literară propriu-zise. Te felicit, îl felicit pe Emanuel pentru această carte și rămân deschis la dialog. Mulțumesc mult! Mersi mult! Probabil după asta, Emanuel, o să vii cu comentarii, bănesc. E mai bine așa? Da. La sfârșit, că le notez. Ștefan, salut, ești? Salutare, da. Școala de la Cluj, falanga moldovenească, te rog. Da, salutare tuturor. Mersi mult, Emanuel, pentru invitație. Eu aș porni discuția exact de unde a lăsat-o Imre Balázs, și anume de la felul în care a tratat Manu în cartea asta tot felul de avangarde în care, să zicem de la început, e un fel de impostor. Adică el, unul la mână, vorbește foarte prost, spre deloc, limbile din care vin, sau pe care le utilizează literaturile pe care le studiază. Doi la mână, adică al doilea argument care decurge din primul e că foarte rar cred că a ajuns la textele sursă. Deci aici chiar avea dreptate Imre Balázs când zicea că e un fel de meta-istorie a avangardelor est-europene și această impostură este caracteristică, dacă vreți, noi generații de cercetători, în sensul în care foarte mulți își permit să lucreze cu literaturi pe care le cunosc spre deloc, bazându-se pe niște instrumente mai noi care le, hai să spunem, scuză această impostură. Și aici ar trebui să explic puțin la ce mă refer. În ultimele luni au apărut foarte multe discuții, chiar și pe internet, chiar și mediile culturale, nu credeam să fie teoria literară atât de populară, vreodată în spațiu cultural propriu-zis. Ea era de obicei o nișă a persoanelor din lumea academică și am văzut că se discută foarte mult. Cercetare cantitativă, world literature, există, dacă vreți, o adevărată spaimă în fața terorii cifrelor care urmează să ia lumea în posesie și să strice ceea ce tradițional studiile literare recunoșteau drept close reading. Și aici cel mai important nume în ultimii 20 de ani a fost Moretti, apropo de metodologia asta, nu? Care a și propus conceptul de distant reading, adică un fel de lectură îndepărtată, ca să fiu puțin protocronist. Înainte propus și de Paul Cornea în Aproapele și Departele și în alte cărți din anii 70 și 80, și care zice că nu mai e nevoie să citim. Da? Și aici vine justificarea acestei imposturi academice în care se află tinerii cercetători, cel puțin din perspectiva tradiției istoriei literare. Nu e nevoie să citim în sensul în care ziceau atât Margaret Cohen, care a și propus termenul de The Great Unread, și apoi și Franco Moretti prin Distant Reading, nu poți citi oricum cantitățile de text pe care ar trebui să le citești ca să poți să fii pertinent în argumentație. Adică dacă vrei să vorbești despre avangarda est-europeană, istorie literare tradiționale luau profiluri de autori și le treceau în revistă, explicau care este specificul fiecăruia și eventual făceau un mic exercițiu de comparatism, un mic exercițiu de literatură comparată, adică explicând că, iată, se aseamănă anumite teme sau poate circulă anumite tendințe literare. Distant reading-ul și studiile cantitative au venit și au zis există întotdeauna, oricât am discutat, o mare literatură necitită, o literatură pe care nu o poți acoperi prin citit, pentru că atunci când ea se ridică la numere de zeci de mii, sute de mii, milioane de volume, apare problema timpului fizic, care ne strică viața și ne duce încet, încet către moarte, inevitabil. Și dacă tu într-un an poți să citești un roman pe zi sau 5 volume de poezii pe zi, într-un an ajungi eventual la 400 de romane sau la, în cel mai bun caz, la 2000 de romane. Așa că atunci când ai de-a face cu foarte multe texte sau cu o colecție foarte mare de metadate, cititul nu prea ajută. Și aici Emanuel Modoc are prima scuză, în sensul în care nu are nevoie să citească. Ok, dar ce poți să faci ca să fii totuși inteligent fără să citești? Și aici studiile cantitative și distant reading în principiu au venit cu o altă cu o chestiune pragmatică și de data asta cred că mediul a decis asupra ei, în sensul în care chiar Moretti dădea acum 5-6 ani un interviu în care spunea că umanioarele au rămas puțin în urma științelor tare. Asta e o poveste oricum veche și ține pragmatic și de finanțare și de utilitatea în societate, adică sigur faptul că orice exercițiu cultural ar trebui să fie deseori fără scop și prin asta să nu-și anuleze necesitatea, n-a mai fost suficient și foarte multe din programele de studii, mai ales din, de fapt din toată lumea, sunt obișnuit să zic din Europa și din Statele Unite, dar trebuie să scăpăm de obiectul ăsta, mai ales când discutăm despre o carte care pune accent pe interperiferalitate și alte concepte de genul ăsta. Dar lumea în general a început să studieze literatura chiar după modul în care se studiază, dacă vreți, comentariile de pe Facebook sau discursul jurnalistic și așa mai departe. Pe clustere, pe data mining, pe tot felul de instrumente digitale care te ajută să vizualizezi, și aici e punctul forte al cărții lui Manu și al cercetărilor cantitative și digital humanities, zic eu în general, care te ajută să vizualizezi lucruri pe care nu le puteai aduna și în niciun caz nu le puteai digera înainte prin instrumente tradiționale. Cred că Manu a pus la liber câteva din graficele din carte, care eu personal, dacă nu mi le explică el, nu prea înțeleg mari lucruri, deși lucrez în domeniu. Adică sunt acolo niște rețele care utilizează zeci de mii de referințe adunate și cărora prin verificarea frecvenței el le poate spune sau ele pot spune ceva despre centralitatea unui anume autor pentru o anumită cultură și așa mai departe. Și aici este, dacă vreți, o dorință foarte veche a studiilor literare. Ele se pot realiza astăzi, sigur, prin digital humanities, dar la origine, cel puțin așa cum am găsit eu primele întâmplări de genul ăsta, primele întrebări ale teoriei literare în legătură cu distant reading-ul și cu cum putem citi toate cărțile pentru a ne forma o idee despre o temă anume sau despre o dimensiune formală a literaturii, Au venit pe la 1847, când un bibliograf, Charles Luandre, se întreba, vedea literatura ca pe un soi de constelație, unde anumite stele strălucesc mai puțin și altele mai tare. Și cele care strălucesc mai tare ne și iau ochii și tindem să le studiem pe acelea. Deci, într-un fel, studiile cantitative în varianta Moretti, care au aceeași definiție ca la Luandre, adică distant reading-ul este, în general, preocuparea pentru operele care rămân necitite, pentru The Great Unread, așa cum l-a definit Cohen, e o formă de democratizare a referințelor. După ce se formează un canon, după ce se formează un set de autori, cercetătorii tind să se ocupe de ăia. E și experimentul, dacă nu mă înșel, al lui Damrosch, nu? Legat de dimensiunea canonică de la Shakespeare încoace. El vede, de fapt, că odată cu trecerea timpului, autorii care au fost studiați devin tot mai studiați pe principiul the rich get richer, the poor get poorer. Adică autorii care n-au fost studiați chiar nu mai pot fi recuperați de la un punct încolo decât prin cazuri excepționale. Și atunci instrumentele astea lui Modoc nu sunt neapărat doar sexy, ci sunt și efectiv singura cale prin care te poți uita la o literatură, recuperându-i, într-un fel, comportamentul, fie intern prin analiză formală sau prin ceea ce se numește formalism cantitativ, fie prin sociologie literară sau dinamica formelor, traducerilor, etc. Adică să contabilizezi o ocurență. E o treabă destul de plictisitoare și sigur că nu e atât de, hai să spunem, magică, nu? Ca vechiul close reading, ca vechea hermeneutică, în care te apropiai de text și încercai să-i descoși telele și să-i vezi substraturile. Dar e, dacă vreți, e pasul necesar pe care trebuie să-l facă studiile literare astăzi pentru a avea de la ce să pornească. Și care este miza acestora? Că ziceam la început că e un fel de formă de descentrare sau un fel de formă de democratizare, de recuperare a marginilor. Da? Asta este și teza directă a cărții lui Modoc. Și el aici o trage și spre tot felul de teorii, dintre care marxiste sau trotschiste, ca cea din Combined and Uneven, până la World Literature în variantele ei, fie Warwick Research Collective, adică variantele, sigur, marxiste, fie pur și simplu variantele cosmopolite ale lumei academice de astăzi în direcțiile lui Damrosch și așa mai departe, pe Pascal Casanova. Ce vede el acolo și de ce e importantă cartea asta din punctul meu de vedere? Unul la mână, încearcă să se debaraseze de perspectiva centru-periferie, cu toate că ea este clar poziționată acolo și un adevăr, dacă vreți, morfologic al avangardelor. Chiar într-o discuție recentă cu Ion Pop despre carte, nu zicea, sigur că e foarte important, dar Parisul în continuare. Deci există o temă în vechea critică, nu, care vede imposibilă despărțirea de aceste centre ale avangardelor, New York, Paris și așa mai departe, care s-au format în perioada interbelică și după, și în perioada postbelică, dacă ne gândim la New York. Modoc decide să studieze felul în care au interacționat culturile mici. Ceva ce la noi e foarte rar. La noi e foarte rar nu doar în traduceri, ci și în dialog și în schimb de idei în analiză. Adică foarte rar am găsit volume, articole, cărți care să studieze relațiile efective dintre autori din Ungaria, România, Ucraina, Cehia, Polonia și așa mai departe, tocmai pentru că ele funcționează, sau în general, teoria funcționează ca o copie fidelă a dinamicii World System, adică pe ecuația centru-periferie. Și ce mi s-a părut super interesant în punctul ăsta? Prima dată, un text pe care îl cunoșteam, eu mai colaborat cu Emanuel Modoc de multe ori în cadrul multor proiecte, fie de digitizare sau de analiza literaturilor române și din zonă. Și asta mi-a plăcut cel mai mult, articolul despre avangardă și rural. Nimic mai oximoronic, nimic mai paradoxal decât faptul că cea mai cosmopolită, cea mai cum să-i spun, cea mai în vogă, cea mai la modă, cea mai prezenteistă mișcare literară a momentului avea o anumită tematică rurală pe care o exploata într-un fel senzațional dacă stăm să privim acum lucrurile. Și asta vine chiar în siajul ecuației combined and uneven pe care o pune Modoc la înaintare, în sensul în care chiar discutam cu el și ne gândeam, avangardiștii francezi au o anumită tendință colonială. Există o recuperare a marginilor pe care o fac parizienii sau pe care o fac francezii, în sensul atracției imediate și nemediate pentru arta africană, nu? Sau a americanilor pentru arta asiatică și a est-europenilor, cumva pentru propria lor societate, pentru propriul lor exotism din interiorul societății, în felul în care văd lumea rurală. Pentru că ei, în fond, și asta e foarte important de spus de la început, majoritatea avangardiștilor sunt niște burghezi decadenți care se lipesc de doctrine internaționaliste și care încearcă să se miște pe piața mondială a ideilor, dar dintr-o poziție deseori de superioritate sau de, condescendență. Da? Și asta observă Modoc, chiar îl citează la un moment dat pe, cred că pe Adrian Tudurachi. Stați să găsesc un citat. Da, spune Modoc, ba mai mult, chiar și acolo unde în cadrul culturilor naționale minore, precum cele din Europa Centrală și de Est, internaționalismul nu se conjuga explicit cu naționalismul, discursul cultural avangardist nu era lipsit de stereotipii etnice. Nu? Și după dă un citat în care arată cum în tot internaționalismul avangardă existau și anumite tipizări extrem de, hai zicem, ciudate pentru studiile actuale. Deci încearcă să recupereze toate aceste probleme care se creează și, de fapt, toate aceste perspective care se formează în interiorul paradigmei centru-periferie și în interiorul paradigmelor interperiferalității. Apoi, o altă chestiune foarte interesantă e că urmărește cantitativ câteva prezențe în spații românesc. Și Imre Balázs zicea de Marinetti. Modoc ia referințele din revistele literare la diferiți autori și vede că Marinetti este cel mai prezent autor avantgardist în spațiul românesc, cu toate că futurismul, spune el, nu are neapărat cele mai mari reușite în literatura de aici. Ceea ce ne arată pe o cale destul de interesantă că nu întotdeauna cele mai prezente fenomene culturale dintr-un anumit spațiu sunt și cele mai fertile pentru producția locală de acolo. Adică, de multe ori, și asta s-a mai discutat în textele academice și asta e un upgrade la niște lucruri deja puse pe tapet, uneori, de fapt, literaturile naționale sau literaturile mici își formulează mișcări literare răspunzând sau atacând o anumită dominație directă și încercând chiar să se izoleze față de tendințele mainstream ale perioadei. De cazul, spune Modoc, încearcă să oculteze sau oricum să elimine din referințele lor mișcările mainstream, tocmai pentru a le promova pe cele locale, pe cele ale lor. Deci cu tot internaționalismul există și un reflex de genul ăsta, să promovăm o mișcare locală mai curând decât să facem nesfârșitul exercițiu autocolonial. Și din punctul ăsta de vedere se schimbă destul de tare felul în care ne raportăm la fenomene culturale pe orice palier am luat. Apoi există o teorie la finalul cărții despre receptarea avangardelor în spațiul românesc, în critica literară mai ales, și o propunere foarte interesantă în sensul ăsta. Bun, și apoi o chestiune la care aș vrea să mă întorc și cu care aș vrea să deschid discuția cu Emanuel, un lucru nedezvoltat din volum, un lucru nedus până la capăt, a fost propunerea lui, mi s-a părut foarte interesantă în legătură cu mișcarea Esperanto. mișcarea Esperanto, care se formează în perioada interbelică și care are o anumită năzuință comună cu avantgardele, anume de a distruge limbajul comun, de a propune, dacă vreți, un limbaj ca vehicul universal. De a distruge limbajul comun, vorbesc prostii, de a propune un limbaj universal, da? Și care e explicit detaliat de Modoc în momentul în care descrie invențiile locale ca produse transnaționale ale avangardelor central și est-europene. Mă refer aici la poemul tablou, poemul imagine, pictopoezia și fotomontajul, nu? Elemente artistice care funcționează dincolo de limbă și care prin asta probabil au ceva comun sau prin asta pot fi mișcări care vizează transnaționalul și chiar circulația internațională a formulelor artistice. Acum, ca să merg pe structura pe care a propus-o Imre Balázs, ce aș reproșa, dar de fapt nici măcar n-aș reproșa, care cred că sunt lucrurile care rămân suspendate cumva, la care nu se răspunde încă, e unul la mână o analiză politică mai detaliată. Adică ea este propusă, sigur, în sensul în care ni se vorbește de ideologia de ideologiile consecutive ale avangardiștilor, de transformările lor. Sunt preluate, sigur, câteva din ideile unor Peter Burger sau Pierre Bourdieu, în sensul ăsta, sigur. Ăștia sunt prezenți probabil 100% dintre cercetările despre avangardă, sunt numele cele mai grele din perioada postbelică în sensul ăsta. Dar cred că la noi rămâne deschis dosarul și chiar necesar de clarificat al avangardei literare și raportului ei cu situația postbelică, în sensul în care și eu și foarte mulți alți cercetători care au scris despre avangardă au utilizat același clișeu permanent, conversia, compromisul pe care l-au făcut avangardiștii în perioada postbelică, pentru că plecau dintr-o zonă de stânga deseori și apoi după cel de-al doilea război mondial s-au mulat destul de bine pe politica partidului și așa mai departe. Și întrebarea mea ar fi: cât de importantă a fost perioada postbelică pentru internaționalizarea avangardelor est-europene, din moment ce atunci s-a construit, de fapt, un alt bazin cultural de care aparțineau, și mai ales în anii 40 și 50. Și cât de importante ar fi de studiat aceste lucruri. Dincolo de problemele pe care le ridică sau dincolo de oportunitățile pe care le închide cenzura din anii 40 și 50, există acolo câteva realizări, mai ales că ai mers și partele vizuale, sunt de importante la avangardei. Nu cred că e teza lui Groies, corectați-mă dacă greșesc, nu că într-un fel realismul socialist, împlinirea avangardelor și în sensul arhitecturii, poate al brutalismului, există un modernism socialist, a fost și propus în studiile literare românești. Este acolo continuă acest proces de internaționalizare interperiferică, cum comunică cu noile centre, ce se întâmplă apoi cu toată această teorie a supraviețuirii prin interconectare a avangardelor est-europene și a independenței lor față de centrul parizian sau de centrele globale ale culturii, care devin și centre globale ale avangardei, sigur, prin cum spune și Emanuel în carte, prin circulația capitalului și prin, sigur, prin coagularea anumitor prin coagularea anumitor centre de vânzare, diseminare și așa mai departe a produselor artistice, nu? Adică ei intră cumva într-un ciclu mainstream în Occident, avangardiștii, în perioada postbelică și chiar în interbelic, nu în Europa, dar în perioada postbelică, odată cu faza americană, chiar devin mainstream-ul artei la nivelul Statelor Unite și al Europei. Și mi se pare interesant de văzut ce se întâmplă cu ele în blocul sovietic, în spațiul estic, din punctul ăsta de vedere, nu? Că sigur, teza generală e că se termină acolo povestea avangardelor, tuturor cercetătorilor le place să zică că acolo e moartea artei și a libertății de exprimare. Dar dacă vedem totuși formele cubiste, brutaliste și așa mai departe, arhitecturale, formele suprarealiste care rezistă în pictură, putem poate vorbi nu și de o altfel de continuare a acestor proiecte avangardiste în perioada postbelică. Sper că am explicat cât am putut cum văd eu intenția cărții și miza ei. După mine, cele mai importante aspecte rămân astea legate de cercetarea cantitativă, care cred că va deveni, și de distant reading, care cred că vor deveni inevitabile în viitor, chiar și în faza lor de cercetări necesare pentru ulterioare discuții. Una era, acum 40 de ani, când puteai spune că, nu știu ce autor e cel mai important din avangarda literară și să-ți găsești un motiv de care să te sprijini în acest argument. Alta e acum când vine altcineva și îți arată o dinamică reală a unui câmp cultural, prin traduceri, prin reviste, prin poziționarea geografică, atât în interiorul României, cât și în exteriorul ei acestor proiecte. Și aș urmări la lectură, pentru cei care vor să se apropie de carte, aș urmări exact această serie de paradoxuri pe care le observă Modoc. Plecând de la traduceri și la prezența unui autor care influențează prea puțin în mod direct literatura română, el este central nu în această ecuație a avangardelor est-europene și el explică cum se formulează acest lucru, a poeților avangardei care sunt plasați deseori cu reviste sau chiar cu biografic în zonele marginale, cu discuția despre Transilvania și burgurile de aici și zonele industriale din sud și ce influență au avut lor asupra imaginarului avangardist. Și cred că m-am întins foarte mult, dar asta e, îmi cer scuze și nu mai am ce să fac, cum să dau timpul înapoi. Ok, mersi, te mai tăiem. Mersi, Ștefan. Emanuel, hai că ți-au ridicat multe mingi la fileu băieții. Ia-le pe rând. Da, mulțumesc, Ștefan. Mulțumesc, Imre, și o să și încep cu tine, cu rezervele pe care le-ai adus în față. Încep cu mica mea problemă față de sau cu cei de la a treia Europa. Așa cum i-am privit eu și cum am privit eu proiectele lor istoriografice, am sesizat un anumit soi de anexionism mai degrabă pro-transilvanian decât unul extins la tot spațiul românesc în toate proiectele lor, în sensul în care abordau autori doar precum Cioran, Slavici, și Rebreanu și așa mai departe. Adică e clară o anumită tendință de a muta înspre Europa Centrală doar o anumită parte a României. Pentru că mi s-au părut destul de tendențioase astea și cred că am polemizat într-o notă mai extinsă cu un articol de-a lui Virgil Nemoianu, acela legat de etosul central european, cu care, din nou, nu am fost de acord și pentru că el pornea de la o teză mai degrabă una venită dinspre iluminism, dinspre cum etica aceasta instruirii este specifică Europei Centrale și cum doar această aristocrație, băirimea a minții, poate să justifice acest etos. Din nou, mi se pare că lasă în urmă o anumită porțiune sau o porțiune semnificativă a întregului spațiu cultural românesc, pentru care nu îi găsește nicio explicație. Adică ei sunt cu un soi de ardelenism iluminat și atât. Și atunci, încercând să găsesc o variantă mai democratizantă, mai cuprinzătoare, m-am ajutat, sigur, și de proiectele istoriografice ale lui Cornish Pop și Neubauer. Acolo, inclusiv, acest concept este discutat destul de consistent în toate aceste problematici. Deci aici ar fi poziționarea mea față de cei de la treia Europa. Trecând la expresionism, din nou am avut o... Aici am luat o decizie în sensul în care m-am folosit de expresionism în momentul în care am studiat receptarea futurismului în spațiul cultural românesc. Aici, tocmai de asta m-am legat de expresionismul, pentru că nu l-aș considera o avangardă, dar pentru că expresionismul a fost și cel mai rapid canonizat, într-un fel, curent avangardist. A fost mai degrabă un curent preluat, un concept preluat retrospectiv. Ștefan a arătat asta într-un articol din Euforion acum câțiva ani. Deci este un concept post factum atribuit autorilor români și care nu se regăsea, de fapt, în realitatea publicistică a acelei perioade. Și tocmai pentru că vorba aia, futurismul nu a existat în variante foarte bine materializate în spațiul românesc, mi s-a părut important să indic o sursă, o altă sursă alternativă, expresionismul, față de care să pot arăta că nu a existat un asemenea impact, precum în cazul futurismului. În rest, din nou, m-am ferit de expresionism, în special în discutarea spațiului românesc, pentru că nu, fiind un construct preluat retrospectiv, dar care se regăsește destul de bine în avangarda maghiară, de pildă, am încercat să merg pe curente și tendințe comune celor patru avangarde pe care le-am ales. Și foarte bună observație legată de istoriografia folosită în cazul avangardei maghiare și cred că acest tipar se resimte în fiecare avangardă non-românească abordată. Răspunsul este foarte simplu. Sunt sursele pe care le-am avut la îndemână și sunt proiecte istoriografice care se ocupă cât de cât cu avangardele din zonă sau cu un soi de studii zonale, area studies, da? Nu am găsit foarte multe surse care să abordeze strict literar fenomenele de avangardă și dintr-o perspectivă transnațională. Așa că resursele celor de la Timothy Benson, care a coordonat Sourcebook și Central Europe Exchange and Transformation, sau Steven Mansbach cu volumele, sunt și singurele volume pe care le poți folosi în continuare. Și o să folosesc, o să preiau o apărare propusă chiar de Ștefan. Eu am încercat să refac un fenomen nediscutat, esențialmente, folosind un mod de surse la mâna a doua și de grafice. De asta nu am încercat să fac close reading-uri, nici măcar la mâna a doua, prin traducere intermediară în engleză, la manifestele avangardei maghiare sau cehe. Acolo unde am găsit similitudini, le-am semnalat, dar nu le-am analizat. Dacă am analizat ceva, am analizat artele vizuale, pentru că sunt translingvistice, mi-a fost ușor să o fac, așa că am încercat să joc cât mai la sigur. Dar asta a fost și miza cărții mele, să recompun un traseu și destul de izolat istoric între 22 și 28, nu prea sar de anii 30, dacă mă leg de suprarealism, o fac destul de întreagă, pentru că este un întreg teritoriu neexplorat din punctul meu, pentru mine. N-am apucat să intru așa cum ar trebui în suprarealism, așa că l-am și lăsat. Am aflat, sigur, că și tu lucrezi pe subiect, așa că nu încerc să colonizez teritorii unde tu ai câțiva pași în față oricum, sau Dar asta nu înseamnă că n-aș reveni la aceste discuții. M-am legat, în schimb, de perioada aceasta constructivistă, care este și perioada internaționalistă a avangardelor din Europa Centrală și de Est. Sunt foarte multe teorii sau propuneri istorico-literare care încearcă să spună... Manolescu zice că sunt trei valuri de avangardă. Da, e valul contemporan, apoi unul, apoi valul suprarealist. Moraru are și el o variantă destul de ciudată, Ovidiu Morar are o variantă alternativă. Eu, în schimb, o propun pe aceasta, perioada internaționalistă a avangardei românești, dacă să încep de la noi, perioada, n-aș zice națională, dar activitatea revistelor Unu și apoi sateliții, AGE, Muci și așa mai departe, liceu, corespunde cu o perioadă în care au întrerupt contactele internaționale și s-au axat mult mai mult pe o dezvoltare a unei avangarde naționale, nu naționaliste, dar naționale în tot cazul. Și tot această perioadă corespunde și cu nașterea unei conștiințe foarte puternice de stânga și cu poezia proletară din anii 30 de mai târziu și apoi până prin 39, după aia o dau pe suprarealism. Așadar, am încercat să recompun acest tablou al unei perioade destul de scurte din surse secundare, din referințe, din data mining sau prin data mining și nu prea aș putea vedea în lipsa mai multor proiecte istoriografice care să acopere spațiul acesta și care să se axeze puțin și pe literatură, n-aș vedea cum aș putea acționa diferit dacă ar fi să mă întorc înapoi. Aș alege tot aceeași metodă și evident că aș continua și voi continua, de fapt, tot demersul acesta pe măsură ce mai adun date, ce mai stabilizez anumite problematici. Sper că ți-am răspuns la întrebări. Ștefan, ai avut... Mi-ai spus ceva de mișcarea Esperanto. Poate că... Sigur, nu am insistat asupra ideii că mișcarea Esperanto ar avea un impact semnificativ asupra avangardelor din Europa Centrală și de Est, dar aici, din nou, m-am folosit de o sursă secundară ca să propun ideea că internaționalismul avangardist nu este doar de o singură sursă, nu vine doar pe filiera internațională proletară, sau, ci vine și dintr-un internaționalism forjat deja prin experiențe sau prin experimente lingvistice. Și aici mișcarea Esperanto mi s-a părut un caz, chiar dacă nu are ecou mai deloc în literatura română, mișcarea Esperanto a creat sau a avut anumite legături cu avangardele europene. Există antologii de avangardă maghiară, de exemplu, apărute prin 31, mi se pare. Lajos Kassák a colaborat cu membrii ai mișcării Esperanto. Apoi mai există tot texte din avangarda bulgară sau din Belgia, din Estonia și așa mai departe. Existau aceste contacte foarte disparate cu mișcarea Esperanto, dar am preluat ideea aceasta mai mult din perspectiva acestui mecanism internaționalist. Cât despre perioada postbelică, din nou, dacă mă gândesc la perioada predilectă pe care am ales-o, au fost totuși anii 20. Până acolo mai ies măcar două-trei valori avangardiste pentru fiecare dintre avangardele Europei Centrale și de Est. Și până să ajung la postbelic, ar mai trebui să mai fac câteva incursiuni, dar asta nu înseamnă că nu pot să încerc să lămuresc câte ceva despre canonizarea sau despre instituționalizarea avangardei în postbelic. Și aici m-aș folosi de de exemplul tău cu brutalismul, care a fost teoretizat de liderul avangardei cehe, de exemplu, încă din 1936, care Taige are volumul Locuința minimală se numește și cred că și poate fi găsit pe anumite platforme. Pe Libgen sigur îl găsești. The Minimum Dwelling a fost adus în engleză și acolo a pus el bazele aceste bazele teoretice și arhitecturale a ceea ce avea să devină mai târziu brutalismul și inclusiv modernismul socialist. Alte date legate de instituționalizarea avangardei în postbelic, aici ar merita din nou un alt demers comparatist și tot dintr-o perspectivă transnațională, tocmai pentru că știm soarta avangardei românești. Da, prin 47 s-au trezit cam toți că sunt burghezi decadenți și nu mai pot scrie. Asta după ce oricum au stat în underground în timpul celui de-al doilea război mondial. Și știm și că recuperarea avangardei a fost una foarte lentă. Abia prin 69, da, avem antologia lui Sașa Pană, avem volumul de debut al lui Ion Pop, asta pe partea de literatură și de istoriografie literară. Știm și soarta majorității scriitorilor, da? Nu au mai scris, nici nu au mai scris avangarde și acolo unde n-au mai avut voie să scrie, s-au dus pe traduceri sau pe literatură de copii și așa mai departe. Spre deosebire de asta, de exemplu, deși n-am citit suficient pe subiect, știu, de exemplu, că în cazul avangardei poloneze, recuperarea avangardei a fost una mult mai timpurie, prin 54, deci după moartea lui Stalin se recuperează avangarda poloneză și experimentele formale mai degrabă, dar nu acea dimensiune din anii 30, ei aveau un curent numit catastrofism, care puteți să-l asemănați, dacă vreți, cu volumul lui Joe Bogza din 36, Cântec de dragoste și moarte. Ei au asimilat totuși, au recuperat experimentele formale din anii 20. Ceea ce a dus, din nou, mi se pare că o recuperare a avangardei, cel puțin în cazul, dacă ar fi să compar foarte succint cele două avangarde, da, românească și poloneză, automat evoluția literaturii lor a luat-o cu tot o altă direcție. Noi am avut estetismul socialist, sau mă rog, de după anii 60, ei au avut tot un soi de estetism socialist, dar venit totuși mult mai bine informat sau hrănit din recuperarea avangardei. Până în anii 90, când din nou au ajuns să recupereze experimentele formale, acei noi barbari pe care chiar și Ianuș îi pomenește în manifestul anarhist. Deci vedem niște trasee ale avangardei postbelice și inclusiv până în contemporanitate, destul de diferite de literatura română și care cred că pot face sau cred că fac diferența între multiplele sau diferitele instituționalizări ale avangardei în regimurile comuniste după al doilea război mondial. Cred că am acoperit toate întrebările, dacă... Cred că s-au mai clarificat niște lucruri din întrebările ridicate. Nu-i văd pe ceilalți, dacă cineva vrea să intervină, Balázs sau Ștefan, oricum sunteți bineveniți. Din cei care sunt prezenți, doar trebuie să ridice mâna în sus și le dăm cuvântul. Dacă vrea cineva să comenteze sau să întrebe ceva. Nu știu câți au apucat să citească cartea. Cartea a apărut destul de recent. Dan Chița are două întrebări. Care ar fi diferența de abordare între ce ai scris tu și ce s-a mai scris în România? E o întrebare generică, dacă înțeleg, de la Dan Chița. Ok. Aici aș face din nou referire la capitolul meu de concluzie din volum, în care am survolat puțin trei metode sau trei tendințe tipare de receptare a avangardei românești. În primul rând, aș începe cu avangarda cumințită, da? ca un soi de modernism mai slab receptat sau chiar mai slab estetic, așa cum a propus-o Ion Pop din anii 60, din anii sfârșitul anilor 60 încoace. O a doua, și aici foarte rămâne interesant de văzut felul în care avangarda este recuperată tot pe filieră estetică, dar avem adică doar pe filieră estetică, și aici avem această problemă a avangardei, pentru că întotdeauna rămâne restantă din punct de vedere sau conform unei grile strict estetice. Avangardiștii nu erau neapărat mari poeți, dar erau mari promotori sau foarte buni agenți de cross-promotion sau foarte bine axați pe rețele și așa mai departe. Atunci, această etapă preliminară de recuperare, nu că n-ar fi fost necesară, dar are sau a avut totuși limitele ei de abordare, sigur, și inclusiv de înțeles pentru perioadă. Cea de-a doua fază a receptării avangardei am plasat-o în anii 80, odată cu antologiile lui Marin Mincu. Și aici, dacă Ion Pop, de exemplu, se revendică pentru anii 60 din teoriile lui Renato Poggioli, da, cu teoria avangardei, care și ea a fost, are un traseu extrem de interesant. În America, de exemplu, când au citit The Theory of the Avant-Garde a lui Poggioli, primul recenzent al cărții a zis, pentru cazul avangardei, a se citim modernism. E vorba de modernism aici, nu este vorba de avangardă. Și așa este și avangarda văzută de Ion Pop într-un anumit sens. E tot un soi de modernism, o aripă extremistă și tot judecată estetic. E bine, Marin Mincu vine cu o altă teorie altui cercetător italian, Angelo Guglielmi, aceea cu experimentalism, da? Experimentalismul. Și, din nou, aici putem vedea o anumită teză extra-literară. Marin Mincu încerca să impună sau să se revendice în aripa textualistă a literaturii române, de la avangardă, dar de la această facțiune experimentalistă. Este o recuperare în cheie livrescă, am numit-o împrumutând o schemă de analiză de la Andrei Terian, și în sfârșit anii 2000 au venit cu un soi de naturalizare a avangardei, o recuperare ideologică și foarte necesară, pe care a realizat-o Paul Cernat odată cu avangarda românească și complexul periferiei. Astea ar fi trei direcții la care am venit și cu care am intrat și în dialog într-o anumită măsură, dar de care m-am detașat în momentul în care am încercat să recompun din nou schema interperiferică sau rețeaua interperiferică avangardistă, inclusiv prin metode Digital Humanities, World Literature Studies și cercetare cantitativă. Stai că mai le dau o întrebare foarte interesantă. Avangardiștii, fasciști, comuniști sau burghezi decadenți? Care fațetă a avangardei predomină în România? În mod categoric au fost niște burghezi decadenți. Mă gândesc, Sau, mă rog, erau mai degrabă niște independenți cu aspirații burgheze secrete, dacă vreți, sau nu știu. Mă gândesc la un țarat, de pildă, și la rolul pe care l-a avut el, nu în avangarda românească, dar pe care l-a avut în avangarda globală, da? Față de un Lajos Kassák, există inclusiv corespondențe între cei doi, care au fost publicate la un moment dat de către un cercetător de la Pate Fișander, de la Muzeul Pate Fișander. Și acolo se poate vedea foarte bine diferențele de raportare la propria literatură sau la propria tradiție literară sau chiar și la propria țară, da? Unde țara a devenit un emigrant voluntar sau, da, s-a dus la Zurich, nu s-a mai întors, și apoi a mers la Paris, în fine. Kassák a fost exilat forțat, da, după 1919 a plecat în exil la Viena. Avangarda maghiară a activat o mare bucată de timp la Viena. Și aici sunt diferențe de abordare. Dacă mă întreb ce fel de cum erau avangardiștii români, erau în mod clar niște burghezi decadenți, sau, dar nu toți. Dacă mă întreb cum erau cei maghiari, erau mult mai comuniști, dacă vrei, deși chiar și ei ți-ar fi zis că sunt comuniști fără nicio rezervă, unii chiar cu câteva iluzii spulberate după o emigrare prin Sovietă, unde au și ajuns să moară mai târziu. Dacă nu chiar comuniști, socialiști, precis ziceau. Da. Fasciști erau câțiva, probabil, prin avangarda poloneză sau... Da. Eu mai întrebare, Alexandru, tu? Stai să văd să deschizi. Alexandru, tu. Putem discuta în termen de centru-periferie cazul avangardei? Pot fi considerați niște automarginalizați reprezentanții periferiei? Nu aș vedea deloc niște automarginalizați. Mă refer acum la cazul avangardei românești. Am un capitol în care am analizat relația dintre membrii revistei Unu și Cenacul Zburător al lui Lovinescu. Aici e un caz foarte interesant de marginalizare involuntară, adică nu se automarginalizau ei. Mergeau la Cenaclul Lovinescu, cel puțin Voronca îi prezent, dacă ne uităm la agendele literare, îl vedem așa, o prezență constantă, împreună cu Felix Adelca sau cu Victor Eftimiu sau și alții, inclusiv botezul lui Voronca, alegerea pseudonimului, a apărut în cadrul unei ședințe de cenaclu. Asta o arată Ligia Tudorachi într-o carte recentă. Văd eu comentariile. Da, Voronca a fost exclus de la Unu. Au existat, într-adevăr, dar asta s-a întâmplat după... Voronca a fost un membru la Cenaclul lui Lovinescu înainte de apariția revistei Unu. Adică era foarte bine conectat la Cenaclul Zburătorul încă de prin 1923, mi se pare. Inclusiv debutul lui poetic a stat mult mai mult sub semnul conexiunilor cu Zburătorul decât sub semnul avangardei. Da, au existat mai apoi disensiuni în sânul revistei Unu. După 1929 au fost tot felul de scandaluri, de rupturi, dar atunci când vorbim despre avangardă în termen de centru și periferie, aș zice că mai degrabă Unu nu a fost un fenomen voluntar pentru ei. E foarte clar că aveau tendința să prin relaționarea lor cu membrii ai establishmentului literar interbelic, au încercat să acumuleze un anumit capital cultural, dar nu le-a ieșit. Acolo unde au ieșuat, în schimb, au fost foarte de succes în relațiile interperiferice și de asta, inclusiv în cadrul rețelelor, acestor rețele de referințe interperiferice, o să vedem în avangarda românească mai multe referiri, în contemporanul, de exemplu, o să vedem mai multe referiri la Lajos Kassák, liderul avangardei maghiare, decât la Marinetti, de pildă, tot vorbeam de el. Marinetti a fost foarte prezent în publicistica românească, așa, de interes general, adică a fost mai degrabă o prezență subtilă, discretă, în revistele de avangardă românească. Dar a fost foarte bine primit sau foarte receptat în publicistica de interes general, la cotidiene, la Rampa, la Adevărul și așa mai departe. Ok. Stai. A treia întrebare de la Danchitown. Se poate vorbi de interesul critic față de avangarda în România ca o dovadă de sentiment acut de a depăși provincialismul? Și de ne... Da, și noi globale, mă rog, da, adică ne dăm și noi globale cu... odată cu avangarda, ca formă de depășire a provincialismului, zice, da. Cred că ne putem, sau nu cred că ne dăm mai global, viziunea de avangardă, pentru că oricum avangarda este produsul cultural de export în cadrul culturii. Adică nu a făcut niciun critic literar și niciun istoric literar nimic în privința asta, e pur și simplu o realitate ce ține de piața globală de artă și așa mai departe. Interesul critic față de avangardă vine întotdeauna sau mai degrabă, de câte ori există, apare vreo tendință nouă în critica literară, automat va exista un studiu aplicat avangardei după acea tendință. Asta cred că este o regulă generală, nu o să se schimbe prea curând, pentru că avangarda este foarte, foarte permeabilă la experimente critice, la testarea unor anumite tendințe și așa mai departe. Plus că ar fi foarte dificil să dovedesc că am un sentiment acut de a depăși provincialismul, având în vedere că m-am ocupat tocmai de provincia avangardei central și est europene și m-am ferit, sau nici m-am ferit, pur și simplu am explicat de suficiente ori de ce relațiile centru-periferie sunt disfuncționale, cel puțin în cazul avangardei din anii 20. Ok, mersi. Păi au fost ceva întrebări. Dacă mai cineva se intervină, oricum suntem în grafic, așa că iar Badiu văd că și-a închis imaginea. Apare. Nu, sunt aici și chiar voiam să întreb, dar l-am lăsat pe Manu să termine. O întrebare care a venit înainte, nu? Și spunea se poate discuta în termen de centru-periferie în cazul avangardei, pot fi considerați niște automarginalizați reprezentanții periferiei. Și ai dat răspunsul tău, a venit pe explicând relația avangardei cu Lovinescu. Dar întrebarea mea ar fi că de central era Lovinescu la momentul acela și nu doar cât de central era, dar ce înseamnă ecuația centru-periferie când și Lovinescu și avangardele sunt reprezentanții ai unor mișcări care încearcă să facă cunoscute și chiar să-și impună propriul canon. Sigur că sunt, astăzi e ușor să-i privești înapoi ca fiind the canon makers, dar în epocă situația era puțin diferită, poate în raport cu, sau marginal în raport cu celelalte elemente. Și întreb asta pentru că ai acolo o discuție întreagă despre reacția avangardelor la mișcările extrem de populare în acea perioadă. Da, nu, asta voiam să zic. Ok, față de Lovinescu am înțeles din carte care e relația și care e refuzul. Nu zicea un pasaj în care Lovinescu zice că e obosit, opositoare textele lui Voronca sau nu mai știu cum zice, da, ceva de genul ăsta. Dar în raport cu celelalte instituții de forță din perioadă, nu? Că dacă Lovinescu e un canonizator, el e un canonizator pe o direcție care încerca să se impună în perioadă și mai ales în mediul citadin, intelectual și așa mai departe. Da, sigur, ai dreptate, însă receptarea lui Lovinescu, cel puțin în istoria lui literară, nu diferă în esență de receptarea altor viitori canonizatori, precum Călinescu sau, în general, în publicistica autohtonă, avangarda românească ocupă un loc destul de marginal, inclusiv pentru că sunt judecați după criterii estetice sau după anumite criterii etice. Și aici ai și cazul lui Călinescu, care scrie despre avangardă, dar nu scrie despre avangarda neapărat românească, care recuperează sau nu recuperează, dar are capitole despre suprarealism, despre dadaism, curente pe care el le aruncă în aceeași oală cu hermetismul, cu toate aceste cazuri de receptare, dau seama de întreaga predispoziție a culturii sau a establishmentului românesc față de experimente de avangardă. Cu toate că când se vorbește despre literatura vestică, da, occidentală, ai articole despre suprarealism și Marcel Proust, dar nu ai articole despre suprarealism și vreun autor român. Prima teză de doctorat care se și atinge de avangardă apare prin anii 30 a lui Constantin Emilian, discipol al lui Mihail Dragomirescu, și este o carte în care, din nou, cartea se numește Anarhismul poetic, da, deci se vede clar raportarea, inclusiv în această cheie, a alegerii titlului. Este un întreg volum de radere a experimentelor avangardiste românești. Deci marginalizarea în câmpul cultural național a venit pe filiera dezvoltării acelui câmp. Nu a fost vorba de vreo automarginalizare sau de vreun program strict de vrem să reprezentăm periferia sau marginea. În măsura în care au existat tendințe de acumulare de capital cultural, de asociere cu anumiți membrii non-avangardiști, cu relațiile dintre Bogza și Arghezi, de pildă, sau inclusiv mai târziu, când în antologia din 69 ai poeme de Arghezi și de Ion Barbu. Deci complexul acesta al periferiei intranaționale se vede inclusiv la nivelul acestui prim volum de aceste antologii din 69 realizată de Sașa Pană. Ok. Mersi. Nu știu dacă mai este cineva. Oricum, deja suntem la o oră și 20 de minute de povești. E foarte bine. Mai cineva? Eu nu văd dacă ceva... Eventual legat tot de chestia asta, periferizare față de alte grupuri, Dan Gulea are acest volum Domn, tovarăș, camarazi, care discută într-un fel și relația avangardiștilor cu ceilalți, adică chiar cu conservatorii, și despre teza de doctorat despre care vorbeai acum. Interesant acolo câmpul literar în aproape totalitatea ei. Mersi mult încă o dată. Asta este cartea Cine n-a văzut-o, la editura Muzeului Literaturii. A apărut când? Acum nici 3 săptămâni, 2 săptămâni. E foarte proaspătă, puteți să o citiți. Mersi mult, Emanuel, mersi invitațiilor. Cartea se găsește, cartea nu e scumpă, așa că merită. Păi te așteptăm, bănuiesc că o să mai lucrezi. Hai, îți pun eu ultima întrebare, pe ce lucrezi în următoarea perioadă? Continui povestea sau pe avantgarde? O să vreau o pauză de la avantgarde. Nu neapărat, adică oricum lucrez, inevitabil, la un moment dat apare vreun proiect sau vreun număr tematic sau mănâncă palma și dau un capitol sau ceva pe subiect, dar aș vrea să mă mut puțin pe o extindere a Digital Humanities-ului pe romanul românesc. Și avem și câteva proiecte în derulare. Varianta asta de Digital Humanities pe care am făcut-o în Internațional a periferiilor este una destul de diferită față de ceea ce am de gând să fac sau ce vrem să facem pe roman. Acolo avem de face cu anumite analize, stilometrie și așa mai departe. Aici a fost o rețea de citări care n-a fost chiar atât de computațională cât a fost mai degrabă. M-am sprijinit de anumite mecanisme pentru a compune niște rețele, dar vreau să intru pe studiul romanului, preferabil românesc, da? Pentru că oricum Digital Humanities ajută într-un fel această reprovincializare a obiectului de studiu. Odată ce lucrezi pe romanul românesc, ai de face numai cu limba română, numai cu instrumente calibrate la o anumită limbă și care nu prea merge cu comparații sau cu demersuri comparatiste. Deci o să continui să lucrez oricum pe avantgardă, dar romanul este următorul proiect. Ok. Păi te așteptăm oricum. După prima carte, așteptările sunt foarte mari. Așa că te urmărim, te citim. Oricum, încă o dată, felicitări pentru carte. Mă bucur că am avut ocazia să citesc. Mersi invitațiilor, Ștefan Balgin, pentru comentarii. Mersi celor care au fost prezenți. Cum pe Zoom nu ne putem retrage la o șuietă, la o așa, ne retragem fiecare în căsuțele noastre sau pe unde sunteți. Pe mine m-a prins pe drum, așa că încă n-am ajuns acasă. Bun, mersi mult și mă bucur că v-am văzut, mă bucur că ne-am revăzut cu unii care nu ne mai văzusem de mult timp. Sperăm să ne vedem pe viu cât mai curând. Mersi și eu. Mulțumim. La revedere. Salut!